Vă invit să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la El și El învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la bani. Și a zis, vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el, cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și farisei, când au văzut mâncând cu vameși și cu păcătoșii, le-au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameși și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Amin. Vă invit să vă așezați. Părturisesc în banează aceasta că este o binecuvântare să fim împreună cu dumneavoastră la închinare și înainte de toate, primiți alături Bisericii Baptiste Ghețiman, numărul 6 din Timișoara, care se găsește scris în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 11. Încolo, frații mei, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu înguge, trăiți în pace și Dumnezeu în dragoste și al păcii va fi cu voi. Amin. Amin. Mulțumim în această seară de invitația care mi-a făcut, mulțumim fratelui păstor Vlevia de deschiderea care a avut-o de a ne invita la Cogeți și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-am venit aici să ne arătăm nici măestria, nici oratoria, ci am venit astăzi împreună cu dumneavoastră să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, care cu adevărat merită toată cinstea în veci. Amin. Și mulțumim că ne-ați dat ocazia în această seară să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră. Este o bucurie când vedem că în harul lui Dumnezeu și astăzi cheamă oameni la mântuire și oamenii care răspund afirmativ la chemarea pe care o face Dumnezeu. Mă bucur această după-amiază să mă revăd cu unii frați păstori și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să văd pe Emanuela Bugeanu și pe toți ceilalți care slujiți în ogorul Evangheliei. Fie ca Dumnezeu să vă dea cuvânt și mesaj din partea lui. Amin. În seara aceasta mi-am propus să ne uităm la această chemare pe care Domnul Iisus o face lui Levi. Pentru că chemarea pe care Domnul a făcut-o lui Levi a fost chemarea care mi-a făcut-o mie, chemarea care v-a făcut-o dumneavoastră. Și poate că în seara aceasta Domnul vrea să cheme și pe altcineva pe lângă Levi, pe lângă noi, pe lângă dumneavoastră la mântuire. De aceea vă propun în această seară să ne concentrăm atenția asupra chemării irezistibile a mântuirii. Recunoaștem astăzi că există multe chemări. Există o chemare a lumii care trăim. Există o chemare după conformitate cu valorile lumii. Și am realizat, de mult mă gândesc la acest aspect, însă recent din nou am realizat că nu majoritatea conduce. Ci veți remarca că și atât în societate cât și în biserică, cine conduce este minoritatea. Cei din minoritate. Dacă ajungem astăzi să avem legile care le avem cu privire la morală, cu privire la etică, se datorează unei minorități bine organizate, unei minorități care găsește suport, unei minorități care au toate resursele și unei minorități care își cunosc scopul și țelul. Există astăzi o chemare la conformitate și dacă pe timpul generației noastre și pentru noi astăzi este mai greu să ne schimbăm principiile, vreau să spun că această chemare la conformitate cu valorile lumii va fi pentru copiii noștri. Și bătălia nu este pentru noi. Noi, la vârsta noastră, deja avem principii de viață, îl cunoaștem pe Domnul și bătălia astăzi este cu mintea copiilor noștri. Bătălia astăzi este cu generația tânără. Și eu mă rog ca Dumnezeu să se atingă de mintea lor înainte să se atingă lumea. Dumnezeu să se atingă de inima lor înainte să se atingă valorile lumii și păcatele din lumea aceasta. Atunci când ne uităm la Levi, când ne uităm la Matei, dacă veți face o oarecare corespondență cu lumea noastră de astăzi și eu știu că nici astăzi nu avem o părere foarte bună despre vameși. Dar ca să vedeți contextual unde stăm în această seară la textul acesta, Matei era socotit ca unul dintre păcătoși. Matei era pus la oaltă cu femeile ușoare. Matei era pus la oaltă cu cei dintre neamuri. Din perspectiva evreilor, Matei era un trădător de neam. Era omul care a început să lucreze pentru puterea romană sau cu puterea romană și era cel care colecta taxele pentru ei. Din perspectiva lor, Matei era un trădător de neam. Am venit la contextul în care Domnul Iisus trece pe lângă el, pe lângă locul lui de muncă și se oprește.
m-am gândit dacă pentru noi astăzi, în secolul 21, dacă un om de teapa lui Matei, sau un om care face parte din categoria lui Matei, dacă noi ne-am oprit în dreptul lui să limităm la mântuire. Noi astăzi ne place să chemăm la mântuire bisericile noastre, doctori, asistente, oameni din, oameni cât mai elevați. Dar vreau să spun această seară că specialitatea Mântuitorului este să iubească pe cei care nu iubește nimeni. Specialitatea Mântuitorului este să cheme la mântuire pe cei cărora nouă ne este greu să-i chemăm la mântuire. Și bineînțeles că trebuie în această seară să medităm la acest aspect. Îmi place că Domnul Iisus nu trece pe lângă Levi, nu trece pe lângă Matei, fără să îi dea această ocazie, fără să-i facă această invitație. Vino după mine. Mărturisesc în această seară și cred în toată inima că dacă ești aici, în casa lui Dumnezeu, El vrea să-ți facă și ție aceeași invitație. Nu știu de ce ai venit, nu știu care sunt motivele pentru care ai venit în casa Lui. Dar dacă ești aici, cu siguranță, Dumnezeu are un plan. Am învățat că în economia lui Dumnezeu nimic nu se întâmplă la întâmplare și că Dumnezeu are toate lucrurile în mâna Lui. Și că El știe toate lucrurile. Așa că dacă ești aici, chemarea este și pentru tine. Când ne gândim la această chemare irezistibilă a mântuirii, primul aspect la care aș vrea să ne uităm este chemarea mântuirii este o chemare a dragostei. Este o chemare a dragostei. Avem un Dumnezeu care își arată dragostea față de noi, încă din timpul creației. Gândiți-vă că la creație, după ce Dumnezeu creează toate lucrurile, locul perfect, în ziua șasea, îl creează pe om și îl pune pe om în acest loc perfect. Și îi spune, poți face ce vrei tu. Ai un singur lucru. Să nu mănânci dintr-un singur pom. Să mă crezi pe mine pe cuvânt. Creează Dumnezeu această lume perfectă, această societate perfectă, din dragoste pentru om. Și chemarea mântuirii, frații mei, cu adevărat, este o chemare a dragostei. Îmi place Psalmul 8 și Psalmistul în Psalmul 8 spune un adevăr extraordinar. Versetul 3 spune, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Zic ce spune versetul 5, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât cine? Decât Dumnezeu. Și l-ai încununat cu slavă și cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Un Dumnezeu care își arată dragostea față de noi, față de ființa umană, încă de la creație, modul în care ne-a creat. Spune Scriptura că a pus în noi din caracterul lui Dumnezeu, din imaginea lui Dumnezeu. Și chemarea la mântuire, cu siguranță, este o chemare a dragostei. Interesant că Domnul Iisus se apropie de Matei, sau dacă vreți, îl cheamă pe Matei, un om care este greu de iubit, un om care este greu de acceptat, un om care este imposibil de reabilitat dintr-o perspectivă religioasă. Știți ce spun farisei, cărturarii și farisei? Îi spun ucenicilor, învățătorul vostru mănâncă cu acest păcătos. Dintr-o perspectivă religioasă, Matei n-avea nicio șansă de reabilitare. Dar Domnul Iisus își arată dragostea Lui și pentru Matei. În Roman capitolul 5, versetul 8, spune, dar dragostea, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Prin faptul că, pe când eram noi sfinți, Hristos a murit pentru noi. Așa scrie. Pe când eram noi, încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu își arată dragostea Lui pentru noi, această dragoste jertfitoare. Atunci când noi nu-L cunoșteam, atunci când noi nu eram într-o relație personală cu El, Dumnezeu de-a lungul timpului și-a arătat această dragoste a Lui prin Fiul Său. Chemarea lui Dumnezeu la mântuire este o chemare a dragostei. O dragoste, dacă vreți, care se arată prin acțiunile lui Dumnezeu. Creează lumea pentru noi. După aceea trimite pe Fiul Său să se întrupeze în lumea noastră, să trăiască printre noi, să ni-L arate pe Tatăl. Așa spune Domnul Iisus lui Filip. Dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Învățătura mea, spune Domnul Iisus, nu este a mea, este a Tatălui meu. După aceea se lasă bagiocorit, scuipat, urcat pe crucea de la Golgota. Moare în locul nostru pentru că ne iubește. O dragoste poate care de multe ori este greu să o înțelegem, însă cu adevărat, chemarea la mântuire reflectă această dragoste a lui Dumnezeu, o dragoste materializată în acțiune. Noi astăzi ne spunem foarte ușor că ne iubim unii celorlalți, nu? Soția spune soțului că o iubește, că îl iubește, soțul spune soției că o iubește. Dar vreau să spun că dragostea lui Dumnezeu s-a materializat în acțiunile lui Dumnezeu pentru noi. A dat, remarcați aici verbe, a dat, a făcut, a murit.
o jertfă, o dragoste jertfitoare. Cu siguranță, frații mei, chemarea la mântuire este o chemare a dragostei. Pavel scrie Corintenilor, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14, și spune acolo: Harul Domnului Iisus Hristos și ce? Dragostea lui Dumnezeu și împărăția Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. Dragostea lui Dumnezeu să fie cu voi toți. Amin. Știi ce m-a gândit în ziua aceasta să-l am fond? M-a gândit că noi toți și cei care cunoaștem pe Domnul beneficiem de dragostea lui Dumnezeu. Suntem în viață, suntem binecuvântați. Dumnezeu ne-a mai îngăduit și astăzi o zi să ne putem bucura unii cu ceilalți, să avem părtășie. Frații mei, este dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își arată dragostea Lui în acțiune pe care ne întreprinde pentru fiecare dintre noi. Și pentru cei păcătoși, Dumnezeu și-a arătat această dragoste prin jertfa de sine a Fiului Său. Există o singură condiție când vine vorba despre această chemare a mântuirii. Știți care este condiția? Să te consideri păcătos. Condiția ca să poți să fii chemat de Duhul lui Dumnezeu la mântuire este aceasta, să te consideri că ești păcătos. Pentru că vin farisei și cărturari și spun: nu vedeți că învățătorul vostru mănâncă cu păcătoși? Îmi plac cuvintele Domnului Iisus, versetul 17. Domnul Iisus spune: dacă sunteți neprihăniți, n-aveți credință de mine. N-am venit, spune Domnul Iisus, pentru cei care sunt sănătoși, pentru că ei n-au nicio trebuință de doctor. Și am venit pentru cei bolnavi. Eu am venit să chem la conferință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ca să poți să auzi dragostea lui Dumnezeu, ca să poți să vezi dragostea lui Dumnezeu în acțiunile Lui pentru noi, cu adevărat, această seară trebuie să vedem starea noastră. Trebuie să ne recunoaștem starea noastră. Și să știți că pocăință nu înseamnă doar o părere de rău. Și dați-mi voie să fac acest comentariu în această seară. Pentru noi, pentru pocăinți, de multe ori spunem că ne pocăim. Dar ne-am învățat cu pocăința și de multe ori avem impresia că pocăința este doar o părere de rău. Dar pe baza Scripturii și învățăturii scripturale, pocăința este mai mult decât o părere de rău. Pocăința este o recunoaștere a păcatului. Pocăința este o întoarcere de la păcatul pe care l-am săvârșit. Pocăința este credința în jertfa mântuitoare a Fiului Său. Pocăința înseamnă că ne și lăsăm de lucrurile de care ne pare rău. Amin? Eu nu vă cunosc astăzi. Sunt pentru a doua oară la dumneavoastră în buget. Am mai fost o dată în tinerețe sau acum vreo 5-6 ani. Dar pot să vă spun un singur lucru. Că eu știu că în fiecare zi mai este loc să mă pocăiesc înaintea Dumnezeu. În fiecare zi mai este loc de pocăință. Și spune Scriptura că dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă în fiecare zi la pocăință. Când vedem cum ne iubește Dumnezeu, când vedem cum se implică Dumnezeu, când vedem cât îi pasă lui Dumnezeu de noi, de viața noastră, într-un mod personal, spune că dragostea lui Dumnezeu ne împinge la pocăință, ne motivează să ne pocăim, ne dă toate motivele să venim înaintea Lui și să ne pocăim. Chemarea la mântuire este o chemare a dragostei. Domnul vrea să ne privească conștiința și inimile noastre cu motivația iubirii. Dumnezeu care ne iubește așa de mult că îl dă pe singurul Său Fiu să vină în lumea noastră, să sufere, să fie batjocorit, scuipat, bătut și răstignit, ca să dovedească că ne iubește. Înțelegem astăzi dragostea lui Dumnezeu? În lungul istoriei, Scriptura vorbește despre această dragoste a lui Dumnezeu. În Isaia 43:4 spune: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dar oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și noi avem un nou testament de Dumnezeu pentru că ne iubește, l-a dat pe propriul Său Fiu. Ieremia 31:3 spune: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu iubire veșnică. Știți ce este frumos? Când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este constantă. Dragostea lui Dumnezeu față de noi este o dragoste constantă, nu se schimbă. Dacă astăzi nu te mai iubește nimeni, dacă crezi că păcatul tău este așa de mare și așa de grav, vreau să spun că este cel care te iubește. Și Mântuitorul te iubește și pe tine. Nu numai că te iubește, dar Mântuitorul în seara asta se oprește personal în dreptul tău și îți face și ție aceeași invitație plină de dragoste. Vino după mine. Este specialitatea Domnului Iisus să iubească pe cei pe care nu iubește nimeni. Este specialitatea Lui să iubească pe cei care la societatea nu le mai acordă nicio șansă. Este specialitatea Domnului să iubească pe leproșii moderni ai vremurilor noastre.
S-ar putea ca astăzi să aveți bine pe din afară, dar adevărul este că numai tu și Domnul știți ce se ascunde în lăuntul tău. Dar vreau să spun că, indiferent cât de păcătos te consideri astăzi, El te iubește. Indiferent cât de păcătos te consideri astăzi, El te iubește. Poate astăzi ești robit de infidelitate, poate astăzi ești robit de minciună, poate astăzi ești robit de pornografie, poate astăzi ești robit de popularitate, poate că astăzi ești robit de cariera ta, robit de țigară, robit de băutură, vreau să spun că El te iubește. Trece dincolo de capacitatea noastră umană, să înțelegem cum ne iubește Dumnezeu. Așa spune Scriptura, că pe când eram noi păcătoși, El ne-a iubit. Trece dincolo de incapacitatea noastră, să înțelegem cum Dumnezeu, care este Sfânt, să iubească pe noi păcătoși. Dar toate lucrurile acestea sunt posibile datorită jertfei Lui, măriți fie numele Lui. Așa spune Sfântul Apostol Ioan în 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, pe cine? Lumea a iubit pe mine și Vă iubește pe noastră, că a dat pe singurul Fiu, pentru că oricine crede în El, ce să facă? Să nu piardă, ci să aibă viața veșnică. Dacă astăzi auzi chemarea Domnului Iisus plină de dragoste, asculte chemarea și răspunde dragostei Lui Dumnezeu, beneficiază de ea și vină după Hristos. Știu că s-a oprit în dreptul lui Matei, știu că s-a oprit în dreptul lui Zacheu, știu că s-a oprit în dreptul femeii păcătoase, știu că s-a oprit în dreptul meu și astăzi se oprește în dreptul tău. Răspunde această invitație pe care Hristos o face, vină după mine. O iubire necondiționată de statutul social, o iubire necondiționată de poziția socială, o iubire fără niciun interes, doar o iubire pentru că ne iubește. Un al doilea aspect pe care vreau să remarcăm în această după-amiază, când vorbim despre această chemare irezistibilă a mântuirii, este că este o chemare a eliberării. Când Hristos ne cheamă la mântuire, nu vedem doar dragostea Lui, ci vedem și puterea Lui de a ne elibera. Avem pe pagina Sfintei de Scriptură atât de exemple în care Hristos, pe cei care i-a chemat la El, i-a și eliberat. Vedeți și aici, când vorbim despre eliberare și înțelegerea acestui concept, de multe ori îl spiritualizăm. De multe ori avem impresia că Dumnezeu ne eliberează ca să trăim pentru noi. Știți care este vestea frumoasă? Spune Scriptura că El ne eliberează de sub puterea Întunericului și ne duce în Împărăția Fiului Său. Ca să fim liberi. Da, ca să fim liberi să slujim pe El. Știți, nu numai pe crucile noastre trebuie să scrie robii Domnului, ci robii Domnului trebuie să fie o realitate a zilor noastre, trebuie să fie o realitate a vieților noastre. Chemarea la mântuire este chemarea la eliberare și El ne poate elibera. Nu există păcat din care Dumnezeu să ne poată să ne elibereze. Nu există patimă de care să ne poată elibera. Vreau este să vii la El, să auzi chemarea și să răspunzi afirmativ la chemarea Lui. Avem o cântare, versetul de cântări era cântarea numărul 80. Cântarea spune, de tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu-L știa, nici vestea salvării. Însă Iisus a venit, pe mine m-a aflat și din locul rătăcit, El m-a salvat. Vreau să spun această seară că El cu adevărat te poate salva și pe tine. Nu știu care este problema ta, păcatul tău, patima ta, dar dacă este cea care ne poate elibera pe toate problemele noastre, acela este Hristos, mărit să fie înălțuit. Există în Ioan capitolul 8, Ioan scrie despre această întâmplare, spun că fariseii vin la Domnul Iisus cu o femeie prinsă în prea curvie. Au uitat ei și au trecut de acolo peste câteva elemente ale legii, că dacă era femeia prinsă, trebuia să aducă și bărbatul. Probabil la Domnul Iisus și-a spus, uite, femeia aceasta a fost prinsă în prea curvie și după lege, trebuie să o omorâm cu pietre. Domnul Iisus se uită la ei, în parte, la fiecare, și spune, da, așa zice legea lui Moise, primul dintre voi care n-are niciun păcat, să arunce cu piatra. Știți, dacă citiți textul, veți descoperi că a existat acolo cineva care n-avea niciun păcat. Care avea tot dreptul să ia piatra și să o arunce. Dar El preferă să scrie cu degetul pe nisip. Hristos n-a venit să ne condamne. Hristos a venit să ne elibereze. Amin. Și Hristos te poate elibera și pe tine astăzi. Îmi plac cuvintele Domnului Iisus din Ioan 8:10-11. Până atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, o osândea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te
Și să trăiești cum ai trăit și până acum. Nu. Du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vreau să spun că și astăzi este tot specialitatea lui Hristos. Să elibereze păcătoșii de patimile lor. Să elibereze păcătoșii de păcatele lor. Și vreau să vă spun că atunci când Hristos ne eliberează, cu adevărat suntem liberi. Liber nu să trăim pentru noi, liber nu să trăim după îndemnurile noastre, ale firii noastre pământești, ci liber să-L slujim pe Hristos. Suntem liberi de sub puterea aceasta a Întunericului, ca să-L slujim pe Fiul lui Dumnezeu, care trăiește în Împărăția Luminii. Ce înseamnă asta? Că niciodată nu o să mai vedem? Nu. Din păcate nu, pentru că păcatul ne afectează în fiecare zi. Și asta înseamnă că de fiecare dată când am căzut, mai este. Sângele lui Hristos ne eliberează din nou. Dacă ne mărturisim, spune Scriptura, păcatele noastre, este credincioși și drept, ce se facă? Că ne osândească, nu? Să ne ierte. Intenția lui Hristos este ca toți să fim liberi. Vrea să ne libereze de sub povara aceasta a păcatului. Vă duceți aminte de David, când scrie David, un cărțan lui foarte cunoscut. Spune, când am trecut, mi se topea oasele de gemetele mele necurmate. Și toți în această seară știți că păcatul aduce această povară în viețile noastre și ne pură bucuria părtășiei și ne pură bucuria închinării și ne pură bucuria de a face misiune și ne pură toate lucrurile bune care le-am făcut pentru Dumnezeu. Dar este astăzi prezent împreună cu noi cea care poate să ne libereze. Și vă îndemn această seară să veniți la El și să-i spuneți păcatul noastră, problema noastră, patima noastră și să rugați pe El să vă elibereze. De aceea a venit, vrea să ne elibereze de puterea păcatului și să ne strămute în Împărăția Fiului Său. Coloseni 1:13 spune, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului Dragostei Lui. Psalmul 34:4 spune psalmistul, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Auziți ce spune aici, m-a izbăvit, m-a eliberat, dacă vreți, din toate temerile mele. Este cineva care poate să ne elibereze. Chemarea fraților la mântuire este o chemare a eliberării și este și o chemare a transformării. Dacă vreți, este o chemare a sfințirii. Din moment ce Hristos ne-a chemat la El, am răspuns afirmativ, ne-a eliberat, credem în jertfa Fiului Său, am fost strămutați dintr-o împărăție în cealaltă, mi s-a schimbat destinul veșniciei, dacă atunci când am fost în Împărăția Întunericului, destinul era iadul, de acum destinul este raiul, Împărăția lui Dumnezeu, însă chemarea aceasta la mântuire este și o chemare a transformării. Spune Pavel, iată că toate lucrurile s-au făcut cum? Noi, cele vechi, s-au dus. Îmi place ce face Pavel acolo. Pavel se pune cine pură, se pune în continuare. Nu, să nu mai fure. Cine minte, să nu mai mintă. Cine fură, spune acolo, sunt mai bine să lucreze cu mâinile lui. Trebuie să existe această transformare în viața celor credincioși. Tristețea zilor noastre de astăzi este că de multe ori spunem că suntem mântuiți și măriți să fie numele Lui. Dar nu se vede acea transformare în viețile noastre. Nu știm. Și expresia din Marcu și combinată cu expresia din Matei, se pare că Levi a renunțat aici la slujba lui. Însă îmi place răspunsul pe care Levi îmi dă la chemarea pe care Domnul Iisus o face. Spune, s-a ridicat și a venit după Iisus. N-a luat ordine, se sucutească câți ani are, mai are până la pensionare cu 20 de ani, mai poate să trăiască pentru el și la bătrânețe se pocăiește. Vreau să vă spun că săptămâna trecută la Giro Comunei cu un băiat de 54 de ani. Nu s-a așteptat nimeni ca săptămâna aceasta să mergem la mormântare la el. Ne facem socoteli, tot felul de socoteli, că Dumnezeu să ne mai dea timp, că o să mai avem timp din perspectiva lui Dumnezeu. Frații mei, timpul nu este al nostru, timpul este al lui Dumnezeu. Timpul nostru este astăzi, să răspundem afirmativ la chemarea pe care Hristos o face fiecare dintre noi. Și poate că astăzi și pentru pocăiți, această chemare a transformării trebuie să răsune în urechile noastre și trebuie să răsune în viețile noastre și cu adevărat să se vadă acest aspect în viețile noastre. Da, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar Duhul Dumnezeu lucrează în viața noastră, în inima noastră și suntem chemați să fim conlucrători cu Duhul lui Dumnezeu. Am un frate în biserică, intrat din discuția pe care am avut cu el, am mărturisit următorul aspect. Și pe cât este de adevărat, pe atât este de plâns. Spune, frate, vreau să spun, în toate afacerile mele, mă feresc să fac afaceri cu pocăiții.
frate, dar de ce? Pentru că pocăiții, dacă vreți, au început și ei să nu mai trăiască ca și oameni transformați. Frații mei, pentru noi care am răspuns afirmativ la chemarea lui Dumnezeu, să nu uităm, chemarea la mântuire este o chemare la transformare. Pavel, când s-a întâlnit cu Hristos, a devenit un propovăduitor al Evangheliei, nu s-a mai întors niciodată înapoi. Pentru că n-a înțeles cu cine are de-a face. Când Domnul Iisus îl întreabă pe Petru, mă iubește. Petru și-a dedicat în totalitate viața slujirii lui Hristos. Și noi suntem astăzi chemați să ne dedicăm în totalitate viața lui Hristos. Ce faci astăzi la chemarea pe care ți-o face Hristos ție? Mă mărturisesc în această oamează, că cred că Hristos ne cheamă pe fiecare la mântuire. Pe unii ne-a chemat, unii am răspuns afirmativ. Mă bucur pentru voi în această seară că ați răspuns afirmativ la chemarea lui Hristos. Vreau să spun că chemarea lui este o chemare a eliberării și o să vedeți în viața voastră cum Hristos vă eliberează, cum vă transformă, pentru că cu adevărat este o chemare la transformare. Însă chemarea lui Hristos este acum. Timpul nostru este acum. Cum răspundem la acest aspect? Spune Levi, s-a ridicat și a mers după Hristos. Mi-a plăcea în această seară ca fiecare dintre noastre care nu-L cunoașteți pe Hristos, aveți același răspuns prompt pe care l-a avut Matei. A mers după Hristos. La chemarea pe care Domnul o face, vino după mine, spune El, s-a ridicat și a mers după Hristos. Știu că sunteți preocupați de timpul în care trăim, sunteți preocupați de războaiele care ne așteaptă și care stau în fața noastră. Vreau să vă spun că știu că Hristos este Domnul întregii omenii. Știu că Hristos este Cel care domnește peste toate lucrurile. Și știu că astăzi Hristos ne cheamă pe toți la El. Pentru cei credincioși, să nu uităm, frații mei, că chemarea la mântuire și este și o chemare la transformare. Știu că Duhul Sfânt mai are de lucrat transformarea în viața mea. Poate că mulți dintre noastre vă regăsiți în această seară. Nu uitați că când ajunge Matei să scrie o Evanghelie. O Evanghelie specială pentru evrei. Scrie dintr-o perspectivă evreiască. Și astăzi avem pe pagina Scripturii Evanghelia unui vameș. Evanghelia unui om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Asta poate să facă Dumnezeu cu noi. Să ne transforme din niște oameni păcătoși, din niște, dacă vreți, leproși moderne ai zilor noastre de astăzi, în niște oameni ai Dumnezeu, de care Dumnezeu să se folosească în toată puterea Cuvântului Lui. Cu adevărat aș vrea să ne trezim și să înțelegem ce poate să facă Hristos cu noi și să lăsăm să lucreze această transformare în viețile noastre. Vă dorim binecuvântare, vă dorim înaintare lucrarea lui Hristos și fie ca El să fie lucrat în viețile noastre, în familiile noastre și în biserica Lui. Amin.